Opelul este foarte îndrăgit de către noi românii. Astra este printre cele mai răspândite modele la noi. Orice la ea se poate repara. Dacă era Robert cu noi aici, ne explica că aceste bări ale acestor modele, atât Astra cât și Insignia, odată demontate, nu mai prea pot fi centrate. În general, Opelurile au fost niște mașini grele. Păi ca să aibă ce rugini. Câți kilometri are mașina asta? 215.000. Pe care roată? N-ai ratat una. Atât! Act de păgânism. Ia uite cum ți-a dat ceață. Bătrânul. Poate îmi dă și fum. Unde? Am luat Mihai că... Asta exact ce ziceam, adică orice avantaj pe care îl creezi, îți creezi alt dezavantaj. Știu. Începe problemele. E, Opel, hai să rim peste chestiile ăștia că sunt ceva normal. Marchează da? Și ele locul de parcare. O, iar în extaz nu e nici... Ce faceți, domnul Lupu? Oh, domnul Mihai! Tot cu Opel, tot cu Opel! Da! Cu un Opel cu... a patra generație de Opel Astra, nu? Nu! Cum nu? E a patra generație, Mihai. G, H, e a treia, că I1 l-au pus. Dar știi de ce n-au pus I1? De ce? Le-a fost frică de numărul 1, Mihai. Opel Astra 1. Să nu cumva să se înțeleagă că e Opel Astra primul. Da. Bun, nu asta. Niciodată n-a excelat în ceva Opel. Opa! Ți-e dor, Mihai, ți-e dor. De-aia ai venit să-l vezi, că nu pleci da, cu el astăzi. Da, da, da. Chiar mi-era dor de un Opel. De la început îi spune Mihai că am câteva curiozități la Opel ăsta. Cum ar fi? Cum ar fi să văd ce loc am în el în față. Pentru că sunt mulți care spun că... O să stai în spate. Sunt mulți care spun că ar avea cel mai mult loc la șofer din clasa compactă. Pe bune? Da. Și sunt curios dacă chiar așa e. Și să vedem de asemenea și cu ce inconveniente vine locul mare de la șofer. Pentru că o să vină cu niște inconveniente. Totuși, înainte să ne apucăm de locul interior, trebuie să spunem că este una din acele motorizări cu cântec. Despre care proprietarul ne-a spus că i-a schimbat celebrul O-ring. Da. Se întâmplă. Și i-a pus unul de motorul vechi de 1.9. O chestie care mulți o fac la motorizările astea la Opel și la Astra și la Insignia, preventiv cumva, ca să, nu știu, ca să... Pentru a preveni, practic, da. Pentru a preveni acea problemă care se întâmplă la acel O-ring. Dar, tot roscolind și eu acest internet, am găsit o chestie care, niște postări din astea unde zic cu câțiva, că acea problemă se întâmplă doar la modelele Opel, spre deosebire de modelele Alfa Romeo, pentru că traseul eșapamentului și respectiv zona cu filtrul de particule trece foarte aproape de baia de ulei. Iar când filtrul de particule este în regenerare și se încălzește foarte mult, face transfer termic către baia de ulei și atunci strică acel O-ring. Pentru că, adică eu n-am găsit și nu știu dacă și posesorii de Alfa Romeo cu motorizările astea au acea problemă. Sau este doar la Opel, pentru că dacă este la Opel, înseamnă că asta e una dintre cele cauze. Acum să ne înțelegem, și uleiul are inerția lui termică, adică nici uleiul nu stă la 30 de grade. De ce, cât de mult ar influența traseul de evacuare? Ok, înțeleg că evacuarea ajunge la multe grade.
Dar nu cred că transferă atât de mult încât să ajungă la O-ring-ul de pe conducta de tura uleiului. Domnule, nu știu ce să zic. Dacă mă întreb pe mine, eu cred că o pare parte din acest defect are și intervalul mare de service. În special în primii, când mașinile au fost noi, în acea perioadă de servisare, de garanție, când au avut probabil la 30.000 de kilometri, ceea ce este enorm de mult, indiferent ce ulei folosești. Sau putem să spunem efectiv o greșeală de design. Pentru că și alți producători au intervalul ăsta de 30.000 de kilometri. Și la aia se lupe lanț. Și la aia, mă rog, dacă ai pe lanț, dar nu ai pe lanț. Da. Dacă era Robert cu noi aici, ne explica că aceste bări ale acestor modele, atât Astra cât și Insignia, odată demontate, nu mai prea pot fi centrate. Am văzut câteva cu aceeași problemă, da. Toate. Ia trage capotul. De ce? Ce simt curios, una din curiozități, să începem cu asta, dacă tot zici se trage în capota. Simt curios dacă motorul ăsta cu capota lăsată se aude mai tare afară sau în interior. Fii atent, apropo, stai să mergem la motor. Uite-te încă o chestie, ce n-am înțeles niciodată de ce Opel nu corectează felul în care este prinsă fustița asta pe bar. Observi? E exact ca la Vectra ta, care are ceva alinate. Păi da, dar la mea nu e. La fel ca la Astra G, la fel ca la Vectra B. E foarte ușor să o pierzi. Foarte ușor. Pentru simplu fapt că are un sistem defectos de prindere. De ce nu l-au corectat? Opel știe. Până se ajunge la motor, hai că o luăm. Adică știi ce vreau să zic? Opel, fiecare generație, Astrele nu mai seamănă cu precedentele, Vectrele nu mai seamănă niciuna între ele, Insignia nu mai seamănă. Dar rămâi cu niște chestii care sunt identice, știi? E prima dată când văd utilitatea unui geam custode pe față. Da. Chiar, uite, e o... Nu m-am gândit până acum, m-am gândit la ce ți-ar ajuta. Uite că proprietarul acestei mașini mi-a lămurit dilema. Bun, până se trag capota o să-i dau ok. A, da, chiar da. Trebuie. Ca să o aud și dinăuntru și din afară. Deci cam ăsta este zgomotul în habitatul. Iar acum o să ieșim și lângă mașină. Da, dar problema la motoarele astea nu e la cald. Și mașina asta a venit pe drum. Este la rece. Și cam ăsta ar fi sunetul Mihai afară. Da, dar nu acum la cald. La rece e problema. La rece unii spun că e de dezastruos. Ale mele, că am avut și eu două motoare de astea, nu s-auzeau dezastruos, deschide capota. Mihai, vizual, seamănă foarte mult cu Insignia. E copilul mai mic. Păi e aceeași linie de design. Ten years later. And a few minutes. Atât, domnul Lupo. Dacă vrei să te murdăresc, să-i scoți și capacul. Mihai, dar nu e cam mare motorul ăsta? Ba, e cam mare. Și o să vedem că în mers, la toate modelele astea, că se simte un pic masa lui pe puntea față. Adică mie mi se pare foarte lat. Da, pentru că dacă te uiți din... are și pompa de înalte pe gureaua de accesorii, galeria sofisticată, da. Cred că pot să oprești eu dacă ne auzim mai bine. Oricum, cred că ne auzim. Alea care le-am avut eu, mi s-a spart furtunul de la intercooler, la ambele. Corpul de la EGR are o bucată unde se întâlnește cu apa care se sparge. În anii aia nu putea fi găsită decât împreună cu EGR-ul, era 1600 de lei, dar dacă aveai codul ei, o puteai cumpăra de pe Fiat,
cu doar 400 de lei. Și o chestie care o știam și eu, și, dar am aflat-o, am reaflat-o acum de la Gheorghe Lazar, băiatul care are G's Garage, unde un canal foarte interesant, unde repară mașini, efectiv le repară. El este un priceput, nu este la fel de priceput ca Robert Preda sau ca alt meseriaș și în desfăcut și în tinichigerie, dar este foarte priceput în a găsi piese și subansamble. Și ne-a spus o chestie celor care îl urmărim, că piesele sunt mai ușor de găsit și mai ieftine dacă ai codul ei. Pe seria de șasiu s-ar putea să găsești o piesă mai scumpă decât dacă te duci cu codul piesei în sine într-un magazin de piese. Bun, și să ne întoarcem la acel corp de exact ce am zis eu, că nu e bine să se întâlnească apa cu gazele sau cu uleiul sau cu combustibilul. Când ți era lumea mai dragă, piesa aia se spărgea, pierdeai apă, nu mai puteai merge cu mașină. Când ți era lumea mai dragă, furtunul la intercooler se spărgea, rămâneai cu mașina, intra în limp mod, nu mai trăgea. Și chestiile astea se întâmplau când mașinile aveau 2, 3, 4 ani, deci nu acum. Acum, da, când o mașină ca asta are 10-11 ani, e normal să apară uzură. Dar ce să fac? Cred că cumva Opel a vrut cu motoarele astea, sau a făcut cu motoarele astea exact ce a făcut și Volkswagen cu primul lot de motoare de 2 litri. A venit în umbra celor de 1.9 și au rămas în umbra lor, dar cumva au și stat în umbra lor datorită acestor defecte pe care vechiul 1.9 CDTI nu le avea. În fine. Oricum, Opelul este foarte îndrăgit de către noi românii. Astra este printre cele mai răspândite modele la noi. Orice la ea se poate repara. Nu cu bani foarte mulți. Există piese noi, există nenumărate dezmembrări. Acum e la latitudinea fiecare dintre noi cum își repară mașina. Ce sunt eu iar intrigat la denumirea Astra? Știi că și Cadetul a avut 5 generații, modelul precedent de compactă, până s-a numit Astra. Acum se pare că am trecut la Astra L. Adică suntem deja la o generație în plus. Cu mai puține motorizări, Mihai, ca orice producător. Nu mai vorbim că această generație, J-ul, este încă o generație care are multe motoare, atât aspirate cât și turbo. Are 1.4, 1.6, 1.8 și turbo și normale. Adică o gamă largă. În prezent mi se pare că mai sunt doar două sau trei motoare, nu? Două sunt. Parcă așa ne-am uitat pe. În fine. Da. Hai, urcă-te la volan. Hey, să te văd cum ai loc, te urci în spate. Câți kilometri are mașina asta? 215.000. Pe care roată? De rezervă. Exact. Nu, uite-te la pedalier. Da. Pedala aia de ambreiaj spune multe. Și toate de aceste cauciucuri găsite cu bani puțin și schimbate, da? Ce vrei să mai faci? Mulți de pe internet zic că... Ia contact. Zic că Opelul Astra e renumit pentru locul pe care l-ai la șofer. Ar fi cel mai mare din clasa compactă. Eu nu cred. Păi hai să vedem. Deschide, închide ușa și deschide geamul. La zona centrală, la consola centrală, te lovești de aceeași problemă ca la toate. Da, văd. Însă, avantajul pe care îl are este scobitura din ușă, din model plasticul de pe ușă. 5. Și faptul că bareta asta, da, care nu se e mișcă, pusă bine. E pusă bine, e gândită bine. Corect. Bun. Și să zicem că asta ar fi poziția mea de condus. Da? Da. Păi să trecem în spate, domnul Mihai. Ia să trecem în spate și să te uiți și pe centurile de siguranță ce scrie, pentru că urechea mea fină a surprins un zgomot. Scrie... Nu scrie GM Aro. Da, nu scrie. Nu scrie, în fine. Ia fi atent. Cum să nu corectezi problema asta de atâtea generații? Ea trage de ușă. Adică,
Investește în a proiecta o mașină, exact ce am spus și cu Bartea de la bara din față. Investește în proiectarea unei mașini. Complet. Restilizare, adică e cu tot altă mașină, nu e o restilizare, e altă mașină de la zero. Interior, exterior, altă caroserie. Și lași niște defecte din astea banale. Lași niște defecte din astea banale, nerectificate. Se ignorăm, se ignorăm bolturile. Poți să-i mut două dintre ele. Cred că și dacă le mut Mihai, tot nu o să am loc. Hai, bă, domnul Lupu, te-ai învățat să fiu un cârcotaș. Ți-a te văd eu când îți iei Ford Focus, că nu o să ai loc nici la volan. Că tu ai avut Ford Focus când aveai 80 de kg. Nu, no, greșit. N-am avut 80 de kg dinainte de facultate. Hai, că n-ai loc, e clar. Unde? Am loc Mihai, că... Asta, exact ce ziceam, adică orice avantaj pe care îl creezi, îți creează alt dezavantaj. Știu. Nu poți să ai mașina perfectă. Ai loc la șofer. Acum hai să ne gândim. Bine. Să ne scuze băiatul că i-am murdărit un pic plasticele pe aici. Lasă-o deschis, lasă-o. Poți trăi cu chestia asta, adică să ne înțelegem de câte ori. Asta e un break, să zicem că se poate întâmpla să mai mergi cu cineva în spate. Dar de cele mai multe ori Mihai nu umbli cu oamenii în spate. Depinde de activitatea pe care... Atât! Act de păgânism. Cât e asta? Bun, e del bun, dar... E ce trebuie. E ce trebuie, sau ce nu trebuie. Îmi place materialul de pe... Oricum e o mașină dotată, are ceva din dotările, cred că are cam multe. Ce avem o carcasă de baterie. Asta e exact ce am spus, avantajul Opel, găsești orice. Oriunde ai nevoie. A, și încă ceva, Mihai. În cazul în care ai nevoie să încarci ceva mai voluminos și nu vrei să se vadă totuși, ai opțiunea de a rabata polița asta. Aș da, muta-o sus. Da. Sunt unele mașini care când deschizi portbagajul o ridică ele, știi? Da, nu știu de la ce producători sunt aia, că nu... E, mă rog. Domnul Lupu? Da, domnul Mihai. Hai, Alex, vreau să te văd cum conduci acest Opel. Îmi faci mie plăcerea de a conduce acest Opel? Cum mărți din ăștia, te las pe tine. Ok, bun. Păi, hai. Ne pauză și ne vedem... La bord. La bord. Domnul Lupu, reset la computerul de bord. S-a resetat. Frâna de mână terasul. Bagă într-a întâia. Și nu accelera. Lasă-o să plece din ambreiaj, așa. Și accelerează. Bun. Stânga. Trebuie să ieșim pe diagonală. Și ne îndreptăm spre highway-ul din Germania, de aici, de Germania din Ardea. Sau armatușile. Da, păcat că nu știm să facem asta, să ne arate consumul. Da, poate până ajungem la destinație, mai bine să ajungem la, până ne întoarcem, reușim să-l butonăm. E, și uite, Mihai, că se întâmplă să prindem și noi trenul. Trenul, da. La Sebeș. Ia uite-l, ia uite-l. Evident, cu o locomotivă, cred că e românească asta, făcută de prietenii noștri de la Craiova. Zici? Da. Așa îmi pare. E bine atunci. Deși știu că ei vând mult în Ungaria, în Suedia. Și în Ardea, uite. Da. Tot ea încearcă totuși să-l facem să arate și pe ecran pe aici. Păi de unde, Mihai, că nu e chiar atât de simplu cu ăsta, că are multe butoane, eu nu știu cum. Oricum, mașina e foarte dotată, are, cred că în afară de... Nu, îi lipsește trapa. No disc inserted, ok. Și restul are cam totul, care suport de ochelari la șofer, display-ul mare, toate butoanele pe aici, scaune încălzite. Ne mișcăm. Încet și cu grijă ne mișcăm, Mihai. Da. Nu mă dați radiourile. Da, da. Ia te lasă-mă să umblu eu, că tu trebuie să fii atent la trafic. Sigur că da. Să nu aibă pe acest
Trebuie să aibă, nu se poate. Display BC? Trebuie, nu. Mi-e greu să cred că există afișaj în boci să nu fie corelat cu cel din consola centrală, din infotainment. Vehicle settings. Aici sunt de mașină. Confort, un loc, start by remote, bla bla bla. Da, trebuia să aibă un buton BC aici. Aici e dilema mea. N-am avut opor cu din ăsta color. Dar și o țin în dreapta. Avem avem un habitacul spațios totuși, să știi, degeaba. Adică da. Și eu stau bine, mi-am dat scaunul o idee mai în spate. Pentru pasagerii din față, exact, este, pentru o compactă este suficient loc. Da. Dar exact ce ziceam și mai devreme, în cazul în care ai nevoie și de cineva în spate, nici în Insignia nu este cel mai mare loc, să știi. Da, dar Insignia, vezi, intră la limuzină, trebuie să compari cu limuzină de clasă medie, nu cu compacte. Păi nici în Insignia nu este loc în spate raportat la, la clasa ei. Okay. Uite, suntem off-road. Da, navigațiile astea de generație mai veche nu mai beneficiază de update-uri și nu cred că dacă nu știu de unde provine mașina asta, dacă provine, știi ceva de la proprietar? Nu. Că de obicei am văzut că mașinile de Germania nu prea vin cu partea de ăștia Europei. Nu-mi dau seama de ce. Să-mi zici care pe unde o ținem, că înainte spre autostradă. Totuși așa pare bine făcută, să știi. Într-adevăr, cum pare. 10-11 ani, câți ani este? 2011. 10 ani. Un plastic de Opel, dar uite, plăcut la atingere așa și nu prea zorne, și n-am bătrânit rău. N-am bătrânit rău deloc. Și culorile, deși e doar o culoare cu două nuanțe, maro ăsta închis deschis. Spații de depozitare, 3 cup holdere. Exact ce ai nevoie la o compactă, să știi. Dar cel mai important este că ai loc doi adulți. Dar din nou, ne lovim de o chestie care Opel nu are. Reglaj la scaunul din dreapta al pasagerului pe înălțime. Deși avem o echipare cu tapiserie, piele, scaune, sport, care se lungește șezutul, nu au reglaj pe înălțime. Vezi că ai stop aici? Las-o încet. Așa. Și facem acolada. Acolada aici, da. Tu faci ce faci, Mihai, și tu pe traseul ăsta vrei să mergem, că poate mai vezi pasatul la roșu de ți-a plăcut ție. Nu-ți placă pasatul roșu, domnule. Păi cum să nu-ți placă, Mihai, pasatul roșu? Uite, nu mai este aici pasatul. Poate e în curte, poate ăsta e zi de odihnă. Da, și pasaturile se odihnesc. Da. Pasatul nu se odihnește niciodată, domnul Lupu. Doar evoluează, zici? Exact, și merge. Pasatul va merge când celelalte mărci nu o mai fac. E la fel ca Coca-Cola. Găsești Coca-Cola în locuri în lume unde nu găsești apă potabilă. Nu mă brusca. Bă, cât posibil și eu, Mihai, că eu cu diesel am mers doar cu automată. Hai. Să știi că Opelul e un pic mai grosolan cumva așa în reglaje. Este mai dintr-o bucată, într-adevăr. Da, nu are, nu știu că finețea, dar are un stil al lui care te obișnuiești cu el. Uite, de exemplu, mine mă deranjează un pic faptul că se aud roțile. Sunt niște jante măricele. Ia să o dăm pe tură așa să vedem dacă mai tace. Nimic, s-a schimbat ceva în volan? Parcă s-a mai întărit un pic, deși ar fi trebuit să fie invers. Să se înmoaie. Și o dau pe sport când ieșim în highway. Plăcut ambianța în ea, este, așa. Nu era, unghiul parbrizului este destul de înclinat. Vizibilitate bună. Dar nu se duce foarte sus. Parbrizul foarte spre spate. Și asta îți oferă un unghi mic. Scaunul mai jos, ceea ce nu se poate la mea, la mine. La mine cred că e cel mai jos, nu cred că pot să-l dau mai jos de atât. Nu, este la minimum.
uite ce frumos se vede zona cu râpa roșie în ceața asta de dimineață. Ia uite. Ar trebui să facem o excursie pe acolo într-o dimineață, să... într-o dimineață de asta din Ardeal. Păi... oricum suntem păsări matinale, adică... Da. Ce să zic, îmi place cam bine. Adică mă simt ok, o mașină care m-aș descurca cumva, nu știu, nu mi se pare dehulit. E o operare locul lui, clienții lui, caii lui, care... Îi are, deși intră la turație ceva mai mare. Da. Dar îi simt acolo, îi simți. Aha. Am înțeles. Da, da, de exemplu simt și un zgomot de vânt pe la chedere pe aici. Da. Să ți-o dau pe sport, uite, ți-am făcut și ceasul de roșu. Schimba și răspunsul la pedală. Vezi roșu în fața ochilor, domnul Lupu. Să mergem totuși în viteză legală. Da. Oh, și dacă din aur am zis că e volanul tare. Bă, ușor, bă, volanul tare. Ai luat comportament de popa. Mai brusc ca mașina. Dar nu brusești, Mihai, doar schimbam benzile de scurt. La viteză mare? Nu, la viteză mare, Mihai, că e viteză legală. Sunt gropi aici, a? Am văzut că s-au făcut niște gropi. Am ratat. Doamne ajută că am ratat câteva când am venit de dimineață. A, că ai venit cu mașina Pachia. Da. Dacă eram cu altă mașină, nu-mi păsea. Bună asta, bună de tot. Dar pe autostradă... E și nu e, e și nu e în elementul ei. Ia uite-l, ia uite-l cum ți-a dat ceață. Bătrânul. Poate îmi dă și fum. Vezi tu vreun gram de fum? Unde-i văzut? E, tu? Mihai, am văzut Gol mai multe. Scoate, să scoată. Am văzut, am văzut, nu le mai lăuda. Hai, hai, domnul Păvără. Și uite că la viteză legală de autostradă avem, datorită faptului că este o cutie în 6 trepte, avem o turație decentă de 2250 de rotații pe minut. Sunt renumite pentru cutiile foarte, foarte lungi. La 200 pe oră ai aproape 3, o pic peste 3000 sau ceva de genul ăsta. Passatul are la 180 3000, Fordul Mondeo la 160, iar Insignia la aproape 200. Ce te rog, Mihai, umblă pe la ăștia și fă ceva să mi se deveseaburească și mie geamul de la... Este o altă boală a omului. Că... Am oprit venit, am dat căldura încet. Am dat căldura încet, că am crezut că e destul de cald afară, dar nu este. Uite, aici iar avem ceva ce nu mai merge. Ce nu merge. Asta s-a stricat. Hm. Da. Nu le poți avea pe toate. Oricum suntem dimineața și filmăm la o oră nepotrivită, pentru că mergem spre est și avem soarele în față și nu o să se vadă foarte, foarte bine. Dar cam place o părul, văd. M-aș putea obișnui cu el, deși tu și milioane cred, de că aș, cred că aș prefera un hatchback la modelul ăsta de Opel, la Astra G. Bă, domnul Lucu, ce să zic? Da, într-adevăr. Apropo, trebuie să spunem că mașina asta nu a mai avut o variantă cabrio. Sau cel puțin eu nu știu să fie avut. Există cu 3 uși, cu 5 uși, există și un sedan, break-ul. Da. Există și Astra Van, caravan de cărat, dar nu mai există cabrio. Iar varianta Astra H a avut un hardtop. Dar eu așa mi-aduc aminte, avea un coupe cabrio cumva. Asta este acum, în funcție de piață se adaptează și cum spuneam, e mai bine să ai un pic de loc și pentru piciorul stâng, că poate porți niște încălțări mai largi, da, mai mari, poate ești mai mare în picior, știi? Și e bine să ai unde să-ți pui piciorul decât să te încurci în pedalier ca la alte mărci.
E încă un Opel care s-a făcut și în Germania, la Rüsselsheim, în inima lui GM Europa, să zicem așa. Și... Nu pe aici. Nu pe aici? Nu pe aici, nu. Pe lângă asta, să nu uităm de partea cu suspensia, domnul Lupu. București, Sibiu, Sebeș. Bă, domnul Lupu, ia vezi că nu cred că se iese pe aici, pentru că e giratoriu sus, de ne învârtim noi în el cu ea. Înțelegi? Aici e o parcare, da. Neapărat să nu uităm de partea de suspensie. Da, când ajungem la DM Garaj trebuie să... Uităm și la suspensia spate, mai ales. Oricum, a venit la fel ca și insignia, cu multe inovații pentru un producător de buget, că până la Opel, la urmă Opel este, în acei ani era un producător al GM în Europa, adică chit că fabrica în Germania, bine, în Anglia și în Rusia și în alte țări unde mai face, dar în Polonia mi se pare farurile, radio, DAB, digital, multe chestii din astea, adică, care poate nici producătorii premium le aveau atunci contrasume, contracaupționale. Opel venea și el, le avea și el, știi? Tu ce s-a spus despre insignia în momentul când a apărut, că e cea mai bună mașină doar că dacă nu era făcută de Opel. Știi? Da. Oricum, Opel nu face mașini urâte. Nu face mașini urâte, n-a făcut nicio generație, nu e urâtă. Adică... Poate G-ul, Astra G-ul, să zicem că era cam plictisitoare, dar... Da. Dar... Și nu seamănă, asta mi-a plăcut timpul, că niciun model nu seamănă cu modelul de dinainte, știi? Nu, aderență nu. Poate pneurile, poate... Dar jucăușe, să zic. Da, dar nu atere, nu stă, nu stă. No, e posibil să fie totuși din pneuri. Totuși, suspensia la dacă mi-aduc bine aminte, confort. Dacă mi-aduc bine aminte de când eram în parcare, are cauciucuri de vară. Și totuși e răcoare, a început să se pună frigul. Da, bine, nu e atât de răcoare. Nu e atât de răcoare, într-adevăr. Dar poate influența, adică ești la limita aia. Dar al minter un ambient plăcut, asta vreau să spun, deși e doar o culoare cu două nuanțe maroniu ăsta închis și deschis. Bă, și dacă o iei într-o variantă basic, care nu are toate chestiile astea fancy pe ea, dublu, două culori, scaunele, că bine, asta nu e o piele, e ledere din aia, textilet, ce dracofia. Dar e și varianta standard, sau cu opțiuni mai puține, e frumoasă. E frumoasă, nu se aude motorul, ea nu se aud prea multe zgomote, un pic zgomote de vânt la chedere. Care la chedere e... Fii atent, fii atent. Și faptul că nu scârție mânerul fața de ușă când e de lăudat, e de lăudat. Nici cotiera și-o împingi, consola centrală și-o împingi cu genunchii, nu mișcă. Binișor pe aici, binișor. Da. Se putea și mai bine, dar e binișor. Totuși e o compactă, Mihai. Da, are întrerupere pe un injector mașina asta. Ia bagul, dă-i așa, ia dă-i așa. Și dă-i blană. Ce ți-am spus? Când e subturat, vezi? Uh-huh, are un sunet. N-are întrerupere. Da, uită-te la ăsta cum face. Păi eu am simțit-o mers în ea cum face. După ce își intră în ture, nu mai face. Hei, se repară. Oricum, o ținută de drum bună. Bună! Exact ce ziceai, vizibilitate bună în oglinzi, un pic teșită spre extremitatea lor, dar
reglate corect, oglinda centrală mi-ar fi plăcut să fie puțin mai mare. Dar cu toate astea vezi perfect toată luneta. Deși oglinda este mică și luneta este mică. Bă, ce înseamnă ardealul ăsta, vezi? M-au reparat drumul. Ia mâinile de pe volan. O secundă, să iau un pic curba și... Aici e bucata. Bine, aici era bucata aia critică de a, de a speriat cricul. Și-au făcut-o. Da. Oricum, în mașina asta nu simți că pierzi controlul. Nu. Nu e genul ăla de mașină. Sport, nu, dar e care... sigură, e o mașină sigură. Da. Dă-o pe turcă. E, și se schimbă... Culori, vrei cu roșu așa? Se schimbă și culorile, dar și... Bă, domnul Lupu, bă, hai să o lăsăm pe normal. Ești din Amoviz, bă, domnul Lupu. Nu, sunt Mihai. Stelist? Nu. De unde-și veni asta? Clonist? Nu sunt în niciun fel, nu mă uit la fotbal foarte mult. Mâine seara e mare meci la Craiova. De-aia am plecat? Da, dar o să ajungem exact la ora meciului apoi. Să nu puteai să facem lucrul fără să stăm până luni? Păi tu trebuie să ajungi la servici. Da, așa este, corect. Ai dreptate și tu. Uite ce culori frumoase au început să apară prin Ardeal cu maro. Bă, deci Ardeal este frumos în orice alt timp. Eu trebuie să vin pe aici să mă urc pe dealurile ăștia niște dimineți, să fac niște poze, dar nu mai avem timp și de, și de chestiile astea. Mihai, depinde la ce oră te trezești dacă vrei să ai timp. Excursiile astea în natură sunt obositoare, nu mai merge, da, să și filmezi mașini. Să mai pleci cu noaptea în cap pe dealuri pe aici și până te apuci de filma mașini. Oricum, se potrivesc culorile mașinii astea cu peisajul. Da, și cu anul timpul până la urmă. Da. Ok. Bun. Bun, Opel. Își ține trasa. Da, și nu e o mașină de asta să te... Nu, dacă da, ai nevoie de timp să te înveți cu ea, e user-friendly, așa mi s-a părut tot timpul Opel-urile, știi? Cu toate că unele dintre ele au suspensia oarecum elastică, în special Vectra, Insignia, fiind și mai mari și mai grele. Și dacă se uzează amortizoarele, atunci începe să spun un pic probleme, balansul, știi? Da. Nu costă o avere amortizoarele neadaptative, sau cum vreau cum se numesc. Mașina asta, Mihai, fiind o compactă, e mai grea decât limuzina de clasă medie de la același producător generația trecută. Adică serios? Opelul Vectra C al meu e mai ușor? Are 1380 de kg. Asta are 1500 și vreo 20. Da, e diferență la motor, cât a agregatul e, ce au făcut italienii aici. E adevărat, da. Știi? În general, Opelurile au fost niște mașini grele. Păi ca să aibă ce rugini. Fier mult. Oh, Vasistas. Feblețea ta, Mihai? Nu, că este Honda, feblețea mea este Hyundai. Ah, tot cu H începe, te mai apuci acum la detalii. Sunt mașini de rate, eu nu le-am înțeles, eu și mulți alți cetățeni europeni, care nu și le-au cumpărat. Ce trebuie să spunem, Mihai, că modelul ăsta a venit cu frână de mână atât electrică, iar pe versiuni mai puțin echipate și manuală. Manuală, da. În momentul în care încercai să eliberezi frâna de mână, e o poziție nasoală și lovești cu degetul indicator în rama asta de la schimbător. Vezi, Volkswagen a pus un buton de la de se apasă, știi? Păi da, dar asta, și ăsta au pus un buton care se apasă și se trage. Nu, la Volkswagen doar se apasă. În ambele situații. Da. Dar chiar sunt curios, e în funcție de echipare, mă gândesc dacă ești. Da, opțiune plăteai, probabil. Bine, anumite echipări în sus, probabil că venea, sau pachete din ăsta. E, știi ce e mare avantaj la o frână de mână electrică? Că știi spațiu pe tunelul median, spațiu care poți face altceva. Dar vine cu niște riscuri. Motorul așa de uneori se mai arde, se mai strică. Și ajung la capăt de curs, trebuie mai să... cu cântec un pic. Când se strică, cam costă mai mult decât un cablu, să zicem, știi? Nu
Acum fiecare trebuie să facă balanț între confort și costuri, că până la urmă... Da, nu, Opel e un... Cred că e cel mai bun compromis pentru românii. Undeva e mai bun compromisul de la Opel, care îl poți face cu un Opel decât cu Volkswagen, să știi. E mai... nu știu, e și mai ieftină pentru același an. E și mai dotată în orice echipare cumva, adică raportarea câți bani dai pe ea, pentru că la Volkswagen toate costă, știi? Da. Dar vezi, eu nu prea văd rostul a cumpăra o compactă din asta, full. Trebuie o compactă, o cumperi pentru avantajele ei, accesibilitate, costuri mici, funcționalitate. Nu știu dacă ai nevoie neapărat de cel mai mare ecran, de cele mai sofisticate faruri, știi, chestiile astea, de... Mă rog, da. Acum bine, când o cumperi la mâna a doua, o cumperi... Cum o găsești mai bună, la urmă, mai da. Bună, știi? Dar vreau să spun de nou, adică sunt prea mulți bani să-i dai pe niște dotări, care... Da, până la urmă depinde foarte mult pentru ce o folosești. Să-ți iei o compactă și să faci preponderent în drumuri lungi, nu e rentabil. Mai bine ți iei o limuzină de clasă medie, dotată mediu, da. Și ieși oarecum mai bine. Și confort, și spațiu, și... Până la urmă, au foarte multe piese comune, care tot atâta vei da pe ele la... De pe partea de motorizări, da, corect. Pentru că motorizările venind la aceleași și pe una și pe alta, automat sunt chestii comune. Da. Probabil dacă îți cumperi o compactă care are un motor doar pentru ea, s-ar putea ca motorul ăla să aibă costuri foarte mari de servis. Sigur că da. Știi? Dar câștigi pe de altă parte, pe partea de elemente de suspensie și mai rar, să zicem, caroserie, dacă ai nevoie. Pentru că sunt ceva mai ieftine. Partea de consumabile de pe suspensie e un avantaj net pentru compacte. Vorbim de mașini de aceeași generație, da. Adică la Insignia un rulment clar costă mai mult decât la un Astra. Eu cred că nu, pentru că s-ar putea să fie aceeași, Cristi. Nu știu dacă e chiar n-are aceeași. Nu are cum să fie diferit. E diferență de masă, Mihai, trebuie să fie o diferență. Și mi-e greu să cred că ei preferă sau au preferat să construiască același rulment pentru Insignia. Ca de exemplu, Insignia și eu când aveam Vectra B, amortizoarele de spate mergeau și la Corsa. Îți dai seama că Corsa nu se va strica niciodată. De asta e Corsa, da, a fost Corsa, da. Este o mașină foarte rezistentă. De asta mașinile mici sunt mașini rezistente, pentru că folosesc piese de mașini mai mari, adică piesa e proiectată între și între, știi? Și poate fi pusă și pe aia și pe aia. Bun, frumos pe aici, pe la prietenii noștri prin Ardeal. Mai venim. Și culmea e că deși a început toamna și oricum în zonele astea iarna vine mai repede, încă se lucrează, adică sunt zone în care... Ah! N-ai ratat una. Ce se ratezi, Mihai, cu roata din dreapta, că din stânga avem trafic de pe contrasens. Dă-i bă, domnul Rup, să vezi ce primește în rubrica de comentarii. Pe alea nu le poți rata. La... Vă răspund la câte pot și eu. Nu... Oricum, am văzut o chestie. Toate orașele din România sunt pline de gură de canale. Asta înseamnă că mai e un oraș de desubt. Pentru că e o gură de canale, da. Din 50 în 50 de metri. Pentru ce e nevoie de atât de multe? Cine mai știe? Bun. Așa. Suntem la... Să băgăm mașina pe canal Mihai. Hop, 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 că am ratat intrarea. Domnul Lupu, ce treacu faci, domnule? Zici că... Se vede că e la permisul la Olt. Da, domne. Oricum, l-am luat și pe bani și pe aia ce-am pățit. Mă, mică mi l-au dat. Pauză, să pregătim canalul. Canalul e pregătit, canalul de groapă. Hai, domnul Lupu, hai! Trebuie să o băgăm pe canal pentru că vrem să vă arătăm o chestie la ea. Mașina asta a avut are un tip de suspensie spate interesant care trebuie să-l arătăm.
Zi, mai, am atât. Hop! Faruri automate, exact ce vorbeam. Tehnologie. Domnul Lupu? Domnul Mihai? Poftim în canal. Că tot am pomenit de la el. La canal! La lanț. Cauți o lanternă? Uite o lanternă care e pusă la încărcat. Poate să o iei tu, că nu am cum să o manevrez. Și unde este? La încărcat. Că doar ai spus, așa este. Hai. Opa! Stai așa să nu ne murdărim. Așa. Pac. Ia vină domnul Lupu în coace să privim celebrele sistemele lui Opel. Păi avem o bară de torsiune. Da? Așa. Care... Păi și unde sunt celebrele alea, bieletele alea? De zici tu de ele. Uite ăștia, Mihai. Aaa, da. Cu sistemul ăsta aici... E o bară de torsiune frântă, care în loc să aibă bielete de antiruliu pe capete, are una, are o bieletă la mijloc. Dublă, adică, să zicem, la mijloc. Una la mijloc, da. Nu pun mâna pe mă murdăresc. Și care preia încărcările... Și... axiale, să zic, transversale. E o mașină, uite, care are amortizoarele originale, în continuare. GM. Stă foarte bine ea spre în față, pe partea de rugină. Pentru 2011, 10 ani și Opel. Toba, foarte ok. Da. Nu, dar lasă toba, dar restul. Uite, nu are pe șuruburi, nu are pe... Da, începe să apară pe șuruburi. Spui tu ce mașină am văzut noi cu mult mai multă rugină și cu mult mai puțin kilometri. Îmi scapă. Hai în față. Noi putem pronunța numele, mai ales eu. Hai. Cu termic doar la rezervor. E motorul, nu are nevoie. Da. E, Mihai. Iar aici... Plângeți, bă! Începe problemele. E, Opel, hai să rim peste chestiile ăștia, că sunt ceva normal. Marchează da? Și ele locul de parcare. O, iar sunt extaz, nu e nici puțin. O soluție clasică? Da, trebuia să-i pună negru. Hai afară pe rumă. Contează-mi, hai culoarea. Prea multe. Aaaa. Uite, și pe scut scrie Opel, probabil că e luat de la dezmembraș. Oh, am dat și un cap. Hei, Mihai! Jante pe 19. Așa, învelope ce marcă sunt? Viking. Da. Da, și sunt de vară ăștia, nu? De vară sunt. Un producător de buget Viking ăștia, știi? Sunt da. Și ei acolo, da? 2021. Bun. Bun. Și acum să mai ne jucăm o dată la cameră. Pac, pac, ia pac. Ia să vedem, Mihai. 1, 2, 3. Nu așa. 1, 2, 3. A, e cu schepsis. Presim că astăzi conduc numai eu. Da. Nu, conduc și eu. Bun, astea fiind spuse, trebuie să vă abonați în continuare la AutoMasterChef by Mihai Popescu. Ne găsiți în rubrica de comentarii, pe Facebook-urile personale, pe pagina de Facebook cu AutoMasterChef by Mihai Popescu și pe contul de Instagram cu AutoMasterChef by Mihai Popescu. Bye, bye! Bye, să fie!